Sunt ultimele zile înainte de marea sărbătoare creștină, nașterea Domnului Iisus Hristos, iar oamenii cu suflet mare din cadrul Asociației Împreună pentru Mehedinți, alături de primarul comunei Godeanu, Sabina Gheorgheci, le-au adus bucurie micuților din comună. La Godeanu, să ne țineți minte! Săruna! Bine v-am găsit! Și deși este frig, v-am pregătit și... Program artistic, ne bucurăm! Asociația Împreună pentru Mehedinți a ajuns astăzi și în comuna Godeanu, unde a dorit să le aducă o mică bucurie copiilor din comună, iar aceștia, la rândul lor, i-au răsplătit cu un recital de colinde. Luminat, Domnul azi ne-a dat, Mesia cel dorit, astăzi a venit. O, ce bucurie mare! Mesagerii lui Moș Crăciun au venit încărcați de daruri spre bucuria celor mici. Noi, Asociația Împreună pentru Mehedinți, fiind contactați de doamna primar aici de față, am făcut demersurile necesare pentru a-i ajuta cu acest zborări să se poată copiii bucura de igiena atât de necesară. Vedeți foarte bine că una dintre cauzele SARS-CoV-19 este și igiena. Ne bucurăm să fim utili, ne bucurăm să putem fi de ajutor, încercăm să o facem cât mai des cu putință, n-am putut, anul ăsta fiind un an, așa cum am zis, mai greu. Ne bucurăm că la finele acestea am reușit să concretizăm această acțiune, să fim alături de autoritățile locale ale comunei Godeanu și de frumos și copii care încă mai păstrează tradițiile și obiceiurile atât de greitoare ale limbii române. Pe lângă plăsuțele pline cu dulciuri, o surpriză în plus a fost donarea către școala primară Șiroca a unui boiler care era atât de necesar pentru igiena copiilor în actualul context pandemic. Bună ziua, mă bucur că ne sunteți alături astăzi într-o zi așa frumoasă, pentru că este luna magică, luna cadourilor. Astăzi vreau să mulțumesc personal întregului colectiv de la Asociația Împreună pentru Mehedinți, care are adus un pic de zâmbet, de speranță copiilor, tuturor copiilor de la școala primară și Roca și nu numai. Vreau să le mulțumesc și pentru boilerul oferit, un accesoriu extrem de important pentru acest copilaș, pentru a-și putea spăla mânuțele cu apă caldă. Vă doresc atât dumneavoastră, cât și tuturor din Asociația Împreună pentru Mehedinți sărbători fericite, să fim sănătoși la anul, să sperăm să avem un an mai bun, pentru că speranța moare ultima și eu tot timpul sunt extrem de optimistă și nu vreau să fiu sinceră decât să aud lucruri de bine. Vă mulțumesc și sărbători de poveste! Spiritul sărbătorilor de iarnă este dominat de dărnicie, iar în ajun de Crăciun, mai mulți membri ai Asociației Împreună pentru Mehedinți au mers prin satele din județ, împlinind rolul de mesageri ai moșului. Ne bucurăm astăzi de prezența Asociației Împreună pentru Mehedinți. A venit să dăruiască tuturor copiilor din comuna Godeanu mici atenții și ne bucurăm pentru acest lucru. Le-au pregătit și elevii noștri, unde le sunt și învățător și director, le-au pregătit un mic concert. Sper să-i fi bucurat înainte de sărbători. Sărbătoarea Crăciunului se simte cu adevărat acolo unde omul pune suflet, iar bucuria s-a citit pe chipurile copiilor din comuna Godeanu.